Steam astăzi o prostie, da, da, în cauza pe perioada pandemiei, da, ăștia care, știți, fac delivery, jecmănesc fără niciun fel de motiv, păi, vezi, că pot să-și fac un sistem intern de distribuire, da, și angajează pe unul sau trimite pe una care e angajat să livreze, de care prea puține comenzi, dacă nu le convine. Nu e pe jecmăneală, bă! S-a inventat o chestie. Sunt vreo 30 de angajați acolo. Colaboratori. Trebuie plătiți. De unde? Dacă nu din asta. Bă, ce plătești? Atunci, puneți mașina ta proprie și personală. Vezi că la mașină, bicicletă, știi, investește timp. Timp! Investește! Timp! Ce investește? Mașină! Ce? Resurse! Ești de cămăne! Stai, dracu, potolită! Dacă nu știi antreprenoriat, taci în pizda mătii și scrie. Ce, la ce te pricep? L-a scris, la ce? L-a mâncat căcat. La ce mă pricep? L-a supt pula. Care? Propria pulă. Pe care, da. Succes. Ați înțeles, bă, scritorașilor? Foarte bine, e super ok. Pentru cine scrii? Pentru proștii care nu știu antreprenoriat. Vezi că eu am o grămadă de 10.000 de restaurante, sunt, printre care una, două, trei la care mănânc eu, a propriul lor sistem de distribuție. Da. Și eu n-am nimic împotrivă să aștept, știți? Da. Adică au pus condiția să pot să comand cu nu știu cât timp înainte, nu să mă trezesc. Dacă vreau să mănânc neapărat de acolo. Stai potolit! Nu mai mâncați rahat! Că nu știți nimic! Nu știi foa antreprenoria, taci în pizda, mătii! Fără! Când nu știi antreprenoriat, nu știi despre sexologie, taci în pizda mătii. Scrie despre ce știi. Despre ce știi. Da. Știi mai bine despre ce. Scrie despre ce știi. Că dacă nu știi antreprenoriat, stai la tine acasă. M-a enervat un titlu a unei persoane. Ziariștii peștelui prăjit. Da, scritorașii. Ne auzim de bine. Scritorașilor.